Procurorul Teodor Niță ține de câțiva ani evidența gunoiului care intră în România deghizat în produse second-hand sau în deșeuri reciclabile 100%. Anchetele pe care le-a instrumentat arată că deșeurile au devenit o afacere de anvergură, iar cei implicați obțin profituri de miliarde de euro. Sunt adevărate rețele infracționale care se ocupă cu asta, iar transferurile ilegale nu mai reprezintă un risc doar pentru mediu, ci sunt strâns legate și cu alte infracțiuni, precum spălarea de bani, evaziunea fiscală, contrabandă sau crimă organizată. Grupări, sunt trasee, sunt bani foarte mulți, sunt miliarde de euro, sunt bani foarte mulți. La un moment dat vor depăși traficul de droguri, cel puțin în zona asta Europei, da. Cel puțin, da, categorii, nu am nicio îndoială. Din punct de vedere valorii, vor depăși traficul de droguri. Din 2016, de când China a închis porțile importului de deșeuri, rețelele infracționale și-au modificat traseele. Pe estul Europei și mai nou România a fost inclusă pe aceste rute. Nu este de mirare și asta pentru că la noi prețurile pentru neutralizarea gunoaielor sunt foarte mici. Pe lângă cele care se pot neutraliza în condiții legale în țara noastră, sunt trimise și resturi care nu pot fi distruse, pentru că un proces de ardere ar duce la o poluare masivă a mediului. În afara de poluare industrială, plouă cu dioxine și furan peste oameni pentru că nu sunt laboratoare autorizate care să fie funcționale la dispoziția autorităților statului. Se poluează masiv în freatic. Gândiți-vă că este extrem de grav ce rămâne în pânza freatică, care este infestată. Din păcate, autoritățile care trebuie să intervină pentru stoparea acestui fenomen nu pot sau nu vor să o facă. Garda de mediu nu are nici personal suficient și nici dotarea necesară să constate pe loc ilegalitățile. Laboratoare de analize sau analizoare să facem pe, când ajungem în control să facem analize, ca să putem să constatăm pe loc că este un fenomen de poluare. Personal. Suntem foarte puțini, la nivelul județului Constanța suntem doar 11 comisari. Garda antiforestieră este o instituție a statului creată de prin 2018, care cărora lucrători au cele mai mari salarii din statul român. Nu există grilă de salarizare a funcționarilor români mai mare decât cea a lucrătorilor din garda antiforestieră. Ați văzut vreodată să facă ceva împotriva defrișărilor? Eu nu am văzut. Modificarea legislației este mai mult decât necesară, iar asta trebuie să se întâmple cât mai repede. Odată cu intrarea țării noastre în spațiul Schengen, lucrurile se vor complica și mai mult, iar traficul de deșeuri va fi imposibil de controlat.